Schimbare în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov. Doctorul Nicușor Florin Băgiu, cel care a preluat interimar funcția de manager al unității medicale, și-a dat demisia din Consiliul de Administrație al Spitalului. În locul lui Nicușor Florin Băgiu a fost numit doctorul Marius Sirimie, directorul Departamentului de Specialități Medicale și Chirurgicale al Facultății de Medicină de la Universitatea Transilvania din Brașov. Decizia a fost luată astăzi cu unanimitate de voturi în ședința de plen a Consiliului Județean.